Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu una etalare pentru cei cu soare lună venusă și în nodul nord în rac, etalare pentru perioada 8-8-9-9-2021. A a a a Din seria aceasta de cărți au venit deja niște mesaje. Iunian și... Abundance. Uniune și abundență. Ce aveți? E interesant. Vă mai lipsește încă un pas. Aveți 13, 15, vă lipsește 14. Ah, mulțumesc de mesaj. În tarot, 14 este reprezentat de temperanță. Aveți răbdare până Veți manifesta abundența pe care vă doriți și pe care o atrageți într-un fel sau altul, dar înainte de toate trebuie să atrageți această uniune. Și uh, uniunea poate să se întâmple între două suflete, dar în mod special trebuie ca să atragem sufletul acela care ne completează, trebuie să se întâmple în noi. Măcar să înceapă să se manifeste, că orice, orice concept are pașii săi, da? măcar primii pași în această uniune, să începeți să vă echilibrați în și angul, da? Masculin și femininul. Cartea este reprezentată de numărul 13. În tarot, numărul 13 ce înseamnă transformare. Trebuie să transformați ceva. Este dureroasă această transformare ca să puteți ajunge la echilibru. Da? Uh, unii dintre voi trebuie să vă transformați prima ceacră. Știm că racul are nevoie, reprezintă casa, stabilitatea, da? Și ca să ai o casă stabilă ai nevoie și de finanță, evident că e o poziție a capricorn, capricorn într-o formă sau alta reprezentată de această abundență, da? Trebuie să echilibrați nevoia de stabilitate cu dorința de, cum să zic, de creștere din punct de vedere profesional, temperanța, da? să echilibrați, aveți răbdare și vindecați. Iar, ce vreau să zic, ca, ca să nu pierd mesajul, în primul și în primul rând trebuie să vă transformați prima ceacră, trebuie să vă vindecați, flutul este la nivelul primei ceacre, da? stabilitatea, fricile, să renunțați la frici ca să puteți atrage această dragoste deosebită și care se va manifesta și cu abundență și cu ce -o mai fi și cu vindecare. Dragostea în sine va atrage vindecare, dar trebuie să începeți voi. Unii încă tot tot mai aveți ceva de învățat, pentru că asta e. Nu e ușor să ne vindecăm, nu zice nimeni că este ușor să ne vindecăm. Vreau să mai trag încă o carte. Ia uite, regina de foc. Regina de foc. Cu fi cineva cu marcaj în semn de foc, dar și 8. 8 de foc, 8 a 8, apropo de 8 a 8, și sub 8 de foc aveți, iau te, regele de foc și dragoste, multă pasiune într-un fel sau altul și dorință, vedeți, desire. Dar dorința asta ține mai mult de o, de o nouă lume care trebuie percepută altfel, trebuie să aveți încredere că și să selectați, nu doar încredere, trebuie să și selectați dorințele. Iar aveți regele și regina de foc, eventual o oarecare distanță sau nevoia de a vă ruga. Uh, nu o să citesc clasic această carte, nevoia de a vă ruga și de a crește, pentru că sunt tari pe aici, dragii mei, este un serafim. Serafimii sunt printre cei mai înalți în uh, ierarhia cerească, da? Trebuie să tindeți către cei mai înalt ca să vă atrageți această dragoste, această uniune, da? Regele de foc, regina de foc. În această perioadă, vedeți că perioada zodiei leului, din punct de vedere vedic, se manifestă până în septembrie. De aia zic, 9 este foarte important ca și moment. Regina de foc. În primul și în primul rând trebuie să aveți încredere în voi. Dar nu orice fel de încredere, pentru că am văzut aici desire, da? ego-ul. Ego, -ul, ego -ul. nu orice fel de încredere. Iar apare, să zic, o, o, carte care exprimă răbdarea și construcția, construcția, dragii mei, interioară energetică. Poate că unii dintre voi, pentru că e șapte de pământ, ați dorit pe cineva și lucrurile au mers foarte încet. Semn de pământ sau altfel de semn variază. Poate să fie semn de aer, poate să fie capricorn, poate să fie leu, poate să fie scorpion. Pentru unii variază de la om la om, evident. Dar această dorință are numărul 20, este o nouă lume, trebuie să, ca să intra, vă pregătiți pentru această nouă lume despre care toți vorbim într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin, da, zic. Această nouă lume se bazează pe dragoste, pe creștere spirituală, pe uniunea dintre cele două personaje, da, masculin și feminin, dar și masculinul și femininul din noi. Așa că, trebuie să intrați în această energie a reginei de foc, Magică, fermecătoare, plină de dragoste, dar uh, nu e dragostea aceea emoțională specifică, regine de apă, este o dragoste care manifestă care se, și nu neapărat care domină. Mare grijă! Pentru că regina de foc poate să fie dominatoare, nu! Ca să puteți manifesta cele uh, mesajele pe care le-am spus, pentru că sunt foarte uh, fine, delicate și înalte, ca și vibrație, dragoste, Uniunea, da, aici este, trebuie să. Să învățați să creați magie în jurul vostru și în viața voastră. Eventual, poate cineva cu marcaj în semn de foc. Spiritul pe care a trebuit să-l aveți în această, sau în această situație. dar în această situație. Spiritul pe care a trebuit să-l aveți în această situație. Tot am văzut dragonul apropo de... Ia uite! Lumina, licuriciul este semn de aer, dar nu asta mă, mă, mă interesează atât de mult. Să vorbiți interesant într-o... Să aduceți lumină în viața oamenilor, în primul rând. Să aduceți lumină. Dacă nu aduceți voi lumină, există acest personaj care aduce lumină în viața voastră și vă, aduce, vă, vă transmit așa, ca niște semnale morse. Vă învață. Cineva vă învață pentru că Regina de Foc poate să și inspire. Între timp, mai și rugați-vă că tot e postul Sfintei Marii și, repet, învățați să zburați cu gândul cât mai departe, cât, adică atât de departe încât vă trebuie câte două, trei perechi de aripi. Nu, nu vă limitați la zonele acestea 3D, 3R, 3, pământene. Da? Mai dăm eu o carte pentru spirit pe care trebuie să-l manifeste în această, în această perioadă, nu doar în această situație, că poate e doar o situație în această perioadă. 8 hm, 8 mișto. 8 de foc, nu? 8 de foc, zodia leului. Cărțile confirmă perioada în care face metalele, nu? Mai devreme sau mai târziu tot apare o carte. Oh, ce frumos! Am zis de magie! Am zis să faceți, să transformați, să, să vă lăsați transformați Că, de fapt, bruscuța se lasă transformată. Aici este abundență. Cartea reprezintă nouă de apă abundența, abundență pe care o văd și am văzut-o, ați văzut-o și voi mai devreme. Da? Ia uite, ă, ceacra a doua a sexualității și a creativității. Regina de foc este extrem de creativă, fiți creativi, dar fiți și șarmanți. Bine, unii raci pot să fie, dar nu toți, unii sunt foarte timizi, sunt foarte timizi. Sau sunt poate prea duri. Ia uite, tarantula. Aici este. Vedeți cum, fi, cum, cum sunteți. Poate că trebuie să vă luptați într-adevăr pentru ceva, dar. Hmm, vedem cum apar și restul cărților. Stai frumos. Așa. Frumos. Deci, cum ar trebui să vă purtați acum? Vă lăsați inspirați de acestui curici. Pentru că acest licurici, această regină de foc, oricine ar fi, poate să fie un bărbat în această energie, da? Cineva care inspiră foarte creativ, care iese pe scenă sau vorbește în public. Asta e regina de foc. Eventual, pentru că așa se întâmplă, oamenii care inspiră ne învață să fim ca ei într-o formă sau alta și voi trebui să atingeți această, această energie. Dacă aveți planete în semne de foc, poate că sunt încă nemanifestate, da? De exemplu, un Venus în leu, dacă nu iese în public și nu iese pe scenă, este un Venus nemanifestat. Acum, am zis că broscuța se lasă transformată de dragoste, apropo de uniune și de dragostea pe care am văzut-o. Dar pentru asta trebuie să vă rugați și trebuie să fiți într-o anumită vibrație ca să vină, ca să o atrageți. Dacă stați cu grijă pentru ziua de mâine, nu o să o atrageți cu siguranță. Trebuie să fiți într-o anumită vibrație. Și nu e vorba doar de sărutul acela sincer care a transformat bruscuța în prinț, ci este vorba de această ploaie de binecuvântări care pot să vină asupra voastră, dar dacă, pentru că nouă de apă înseamnă să vă și iubiți, dar dacă vă iubiți și dacă sunteți în energie feminină, un triunghi cu unghiul în jos, sunteți în energie feminină, dar energie feminină, apropo de chakra a doua, da? creatoare, creativă, care vede vizionară, care e în stare să împingă toate obstacole și să atragă binecuvântările. Și aici este ca o ploaie, dar aici este concentrică, nu? E ca și când, ce frumos, e ca și când, aici e broscuța și aici, aici este ploaie, totul este văzut în acel cerc magic, văzut de sus, de pe scenă, Bine, scenă pentru cine o fi, dar poate să fie și scena vieții, dar eu vă zic că pentru cei care vezi planete în semn de foc și nu, nu ieșiți în public, este, este un marcaj nemanifestat. Ia uite, turnul, un eveniment neașteptat sau separarea de niște conflicte sau separarea de ceva, poate într-un fel sau altul, Ați stagnat într-o într -o relație oricum semn de pământ. Ori ați vrut să manifestați ceva aproape de... Siguranța aceea financiară ați vrut să o manifestați și a venit foarte greu cu spânzuratul, cu conflicte. Și se dărâmă tot acest sistem. E un sistem vechi în care oamenii au încercat să-și creeze bogății într-un anume fel. Acum bogățile vin... De fapt, cele mai valoroase găsiți sunt cele din noua lume, pentru cei care știți, da, din împărăție, împărăția aceea specială. Hai să vedem. Rucușori. Eu cu moartea, tot am vorbit de moarte, de transformare. La numărul 13, cere apare 13 și 13. 3 de spade, 3 de cupe, asul de spade, 9 de cupe, ce frumos am zis! Mă bucur, mulțumesc, vă pupă! Mama! 2, 3, 4, 5... Unor mai clarific, dar adică pun mai multe dacă mi se pare finalul cam nefericit, dar îmi place că apare 9 de cupe. Pare 9 de cupe. Unii tot încercați da, să munciți, să stați așa, în, încercați să depășiți energia aceasta muncii. Muncă, muncă, muncă și iar muncă. La capătul setului de cărți, o de cupe. Detașați-vă. Da. E o călătorie. Unii vă gândiți la o călătorie. Ați repet, poate sunteți, repet, pentru că am prins că am mai zis mai devreme, poate sunt despre raționali. Unii raci pot să fie foarte raționali, mai ales dacă sunt de la jumatea zodiei spre început. Cu că sunteți mai spre finalul zodiei, sunteți mai emoționali. Uh, poate că pentru unii dintre voi lăsați un semn de aer în spate, unii, sau dacă nu-i semn de aer, este o energie mai distantă, mai rece, și lăsați în spate ca să vă duceți către acest nouă de cupe, către satisfacții. E o nemulțumire. Regele de spate poate să însemne foarte multe, dar. Mai vedem. Mai vedem. Hai să și clarific aceste cărți. Hai să clarificăm soare, luna de ascendent, să clarificări. Uite, uh, magician. magician. Magician, apropo de magie, dar magician, învățați să, să manifestați să atrageți magia în viața voastră, nu să munciți, că am văzut 8 de, de monede, nu să, ia uite și regele de, de, monede, nu să munciți în stilul clasic, după vechiul sistem. Și când zic sistem, odată, sper să se înțeleagă de două ori. Ia uite. Puterea, iar 8-a, 8 aveți putere să creșteți. 3 ori. Tai și clarificăm. Așa. Ups, justiția, interesant. Ups. Asul de cupe invers. Băi, cum au venit exact sub 3 de spate, da? Doi de monede invers. Ați văzut cum s-au răsucit, da? Sub 3 de cupe. Malepreot Male preot sub as. Și ce frumos! A zis, vă atrage pereche. Am vorbit de dragoste, regele de foc și regina de foc. Nu înseamnă musai că sunt semne de foc, dar vă exprimați pasiunea, nu doar emoțiile. Aveți 9 de cupe și regele de cup. 9 și cu 10, da? Dar trebuie să fiți în această energie vibrantă, plină de optimism. Repet, dacă vă înfundați în muncă și în griji, vă, fun, vă înfundați calea, cu alte cuvinte, da, a apărut acest cuvânt. E ca și când intrați pe o potecă care se închide, da? Nu mai are cale de altă ieșire. Deci, moartea a fost clarificată de justiție pentru cineva, clar este un divorț, pentru că ați fost dezamăgiți, dar nu mai vreți să oferiți dragoste persoanei care v-a dezamăgit, clar. Acum, cineva, ori voi, ori altcineva a jonglat și zic, când zic voi, nu ziceți, nu mă gândesc, musai că ați avut voi, amanți, amante, poate ați jonglat între job și familie și cineva a căutat într-o altă direcție cu prietenii sau în altă parte pentru că n-ați avut timp. E posibil și acest lucru, da? Oricum, asta e o scurtă interpretare, acest împărașii și cu asul de spade înseamnă dorința sau ideea, ideea, această lumină, ideea care vine. Turnul, trăsnetul, sclipirea, evrica care vă ajută să înțelegeți de fapt ce înseamnă legătură spirituală, ce înseamnă legătură stabilă, ce înseamnă. Nu vreau să limitez aceste cărți doar la zodi, pentru că taurul nu este reprezentat doar de male preot. Am văzut și regele de monede, da? Nu este obligatoriu. Poate să fie și geamă, născut în mai. Da? Pentru că tot este semn de aer. Dar trecem peste zodi, pentru că este riscant. Avem, avem toate, da? Avem, avem semn de pământ un pic, avem semn de aer în special gemen, balanță sau vărsător, că am văzut și regele de spade. Aveți semn de apă, toate semnele de apă pe care le vreți voi, dacă vreți puteți să mai și inventați altele. Aveți uh, balanța am zis, da, scorpion, de două ori, da, sunt. Dar, ia, ia uite, cum apare regele de foc pe care l-am văzut mai devreme. Două suflete perechi. Dacă, dacă ieșiți în acest blocaj, regina de cupe, mai regina de cupe, mai regina, te rog frumos, ești în acest blocaj mental, Regina, da? în această grijă, că trebuie să fii precaută, că trebuie să construiești cu grijă, cu munci zi de zi, da? ești în acest blocaj, da? e un blocaj aici, schimbă energia, te apasă ceva, te apasă ori prea multe opțiuni, ori tendința de a, eu știu, visa în direcții nepotrivite, da? Mai regină de te rog, deprogramează-te de stilul vechi, apropo de sistemul, de a, de a lucra în vechiul sistem și programează-te pentru întâlnirea cu acest suflet pereche. Apare, repet, și regele de cupe, da? Și regina de cupe e pe aici pe undeva, da? Încă mai e ceva de lucru și în primul rând programare mentală. Am zis, intrați! Regilor și reginelor, intrați în această energie plină de încredere, vibrantă, optimistă. nu că he, nu că eu cred că o să fie bine. Nu, asta nu e optimism. Asta este, cum să zic, cum, ce comparație aș putea să fac. Spirite. lasă că o să fie bine. nu Asta este o, un text apropo de 8 de spade. Un text pe care ne spunem ca să ne ne încurajăm când, nu știu, când, când simțim că nu mai putem înconjurați de spade și de lanțuri de așa. Nu, asta nu este programare. Programare este sunt cu sufletul meu pereche. Sufletul meu pereche este plin de dragoste, mă înțelege, dar are și multă pasiune, ne bucurăm de hobby-uri, similare și dacă avem hobby-uri diferite, descoperim noi interese împreună. Asta înseamnă programare, da? Asta înseamnă afirmații, de fapt, ce am zis eu acum, înseamnă afirmații. Sunt cu sufletul pereche, sufletul meu pereche este în preajma mea. Mă simte, îl simt, ne apropiem, începem să manifestăm. Nu, nu. Că nu. Manifestăm Uniunea. Apropo de Uniune, da? Manifestăm Uniunea. Și acum puteți explica cum o manifestați. Dar asta înseamnă. Nu, o să fie bine și pentru mine. Asta e o placă veche, ruginită, da? O să fie bine pentru toți. Nu, nu o să fie bine pentru toți. Pentru că nu toți merită binele. Îmi pare rău. Să zic chestia asta, poate pe unii îi șochează, dar nu toată lumea merită binele. Și unii au făcut destule greșeli cât să încă să mai suporte consecințele greșelilor lor, da? Nu toată lumea merită bine, pentru că, după cum vedeți și voi în jur, sunt oameni care manipulează medicamente, manipulează mințile oamenilor, manipulează natura într-un mod negativ și atunci ei nu merită bine, da? Apropo de lumea cea nouă care este oferită celor buni, celor virtuoși, celor merituoși. Așa, ca să înțelegeți. Acum, transformarea este. Transformarea, am zis, e dură apropo de transformare. Transformare poate să fie și la nivelul jobului, că sunt contracte. Justiția poate să vorbească de contracte, dar nu doar atât. Nu doar de job, nu doar de contracte. Poate să reprezinte și legături de lungă durată. Căsnicii sau nu, căsnicii, dar legături de lungă durată. E casa șaptea. Casa șaptea. Pentru unii aveți clar pe cineva cu marcaj în. sau născut în noiembrie. Nu pentru toată lumea, dar pentru unii, da? Poate pe 13 noiembrie? Mm. Acum. Dacă reușiți să transformați această viziune, felul în care vedeți, și eventual să vă lăsați inspirați de oameni care văd lucrurile altfel, da, au al treilea ochi deschis și nu doar atât sunt conectați la spiritualitate, la sursă, da, la arhanghel, la ser Serafim, heruvimi, da, la sursă, atunci. Va fi bine. Chiar dacă există o dezamăgire, poate aceasta încă o mai simțiți în august, această dezamăgire. Dar în ce sens o simțiți? Pentru că știu că unii sunteți dezamăgiți, pentru că a fost un triunghi amoros, pentru unii clar a fost, dar, repet, poate n-a fost triunghi amoros, poate a fost jobul, apropo de contracte. Poate a fost jobul uneia. Ideea este că această dezamăgire. Încă este nevindecată, da, am zis că trebuie să vă lăsați inspirați. Pentru că astfel de cupe -o, invers nu o să atragă dragoste. Astfel de cupe trebuie să fie în poziția aceasta ca să atragă dragoste. Voi încă sunteți dezamăgiți. Acum, copia cineva dezamăgit de voi, iar poate să varieze, dar eu acum vorbesc despre voi. Da? Încă sunteți dezamăgiți. Pentru că unii se vindecă mai greu, alții. De -al, de regina de foc și regele de foc se vindecă mult mai repede. Au un sistem imunitar, emoțional și fizic mai bun decât probabil cei cu marcaj în semne de apă sau nu neapărat în marcaj în semne de apă, da? Cei despre care vorbesc acum. Apoi urmă să trei de cupe. Înțelegeți de fapt ce înseamnă a învățați să selectați prietenii. Trei de cupe înseamnă prietenii, dar la, la doi de, de monede invers deja ați ales. În, învățați să vă selectați. Da? prietenii. Și urmează această trezire. Pentru unii este clar o trezire spirituală. Da? Licuriciul acesta, turnul pe care l-am văzut mai devreme, astfel înseamnă trezire spirituală. Înțelegeți, de fapt, tradiția. Tradiția cât bine vă face și cât nu. Pentru că în această nouă lume este provocată și acest sistem, sau în viitoarea lume nouă nu se va manifesta acest sistem religios, se va manifesta altfel spiritualitatea. Sper că am fost clară, da? Altfel va fi spiritualitatea manifestată acolo. Pentru cei care vor să știe, da? Și repet, ca să trageți dragoste, vindecare, trebuie să fiți voi într-o stare de optimism, de încredere. Dar repet, nu că o să fie bine. Asta nu e încredere. Nu. E o mare diferență. Acum, ce mai simt referitor la aceasta, mi se par foarte puternice. Și primele, primele clar arată. Și am vorbit de temperanță. Temperanța înseamnă și vindecare și comunicarea cu îngerii. Dacă vă aduceți aminte ce am spus la început, da? Încă mai aveți de vindecat această, da? Această cupă. Eventual, poate pentru unii dintre voi să vă găsiți niște prieteni care vă încurajează, care vă inspiră, apropo, da? Pentru unii chiar vă întâlniți cu suflet unii, da? Dacă sunteți în această stare în care sperați, vă rugați că nu o decup înseamnă mai mult decât euforie, da? Um, și, și bucurie. Înseamnă speranță. Este o variantă mică. Înseamnă rugăciune. Înseamnă am văzut o decupe care se detașează, merge către nou. Înseamnă să, să puneți cupele în picioare. Ce frumos mesaj, mulțumesc, spirite. Înseamnă să puneți cupele în picioare că dacă 8 de cupe merge către 9 și lasă cupele răsturnate, înseamnă cuia de la început, da? Înseamnă cuia de la da, de la asul de cupe invers. Aici este. Mulțumesc mult de mesaje, prima oară când primesc asemenea mesaj în acest context. Ca să ajungi la nouă de cupe, trebuie să vezi că, de fapt, cupele nu sunt goale, nu sunt răsturnate. Sunt, de fapt, lecții spirituale. Sunt, de fapt, provocări care ne, ne, ne vindecă, da? Uite, uite aici. Trei, 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 doi, da? Trei prieteni. Trei uh, situații, da? Care ne atrag, într-un fel sau altul, suflete pe ei, care pot fi prieteni de, de suflet. Și în momentul în care le avem, da? avem anumite categorii de prieteni la locul de muncă, prieteni care ne cresc spiritual și un prieten foarte bun, care, eu știu, ne salvează de la moarte, ne echilibrează viața sau ne vindecă, da? Ei, atunci, cu aceste cupe pline, putem să manifestăm acest, sau ne pregătim pentru asul, dar e un as, as de cupe pe care îl răsturnați iarăși în poziția aceasta normală. Îl răsturnați, îl țineți în poziția normală, da? Aici este un pic răsturnat, un pic mai mult. Și atunci, în momentul în care manifestați lucrurile, așa cum am zis mai devreme, intrați într-o stare de echilibru emoțional, maturitate, pentru că e un Saturn, maturitate emoțională, deși ar fi trebuit să fie Jupiter. O maturitate emoțională care vă poate duce către expansiune emoțională, în sensul frumos al cuvântului. Am zis, pentru unii, cu trei de cupe, asul de spade și și marele preot, va atrageți o legătură spirituală pentru cei care ați lucrat ați... Dar, unii, repet, încă mai e aici o chestiune cu asul de cupe. Aș vrea să și clarific. Hai, clarificăm asul de cupe. De ce a venit invers? Asul de cupe invers. De ce a venit invers? Uite, aici este. Nu se comunică. Cineva, eventual, spionează? Nu se comunică? Sau a fost o imaturitate în felul în care s-a comunicat? Posibil să fie cineva cu marca, aș neapărat, n-am nimica cu semnele de aer, da? Poate cineva cu ascendent în semn de aer sau un mercur, într-un anume fel, mercur retrograd. Și da, cum, când ai mercur retrograd, unor cum nici foarte greu. Oamenii, da? S-a creat, au fost niște confuzii, da? Niște confuzii care v-au consumat. Ia uite. Aici trebuie schimbat. Roata norocului. Pentru că cineva a venit, a plecat, iar imaturitate, e un grad de imaturitate, da, ea. Dar treceți peste asta. E treaba lor dacă sunt imatur, voi vă transformați pe voi. Pentru că noi nu putem să transformăm pe nimeni, să înțelegeți lucrul ăsta. Noi nu putem transforma pe nimeni. Dacă cineva intră într-o relație ca să-l transforme pe celălalt, este eșec total. Nu. Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem, uniune, da? Și ce, ce se, transformă de la sine? Adică atunci când persoana vrea să se transforme, e ok. Dar nu trebuie să-i transformăm noi. Nu, nimeni nu poate transforma pe alt om decât Dumnezeu și persoana respectivă dacă vrea. Dacă nu vrea, nu se se transforme. Never ever. Acum, pentru cine o fi acel mesaj, rămâne de văzut. Mai dăm o carte pentru valetul. Ia uite. A stat, ați așteptat, ați fost precauți, voi, ei, poate a fost și un semn de pământ, că tot apare șapte de monede, da? Care a fost imatur în felul în care a comunicat, a gândit. Există un grad de imaturitate. Sau nu a comunicat, pentru că e sabia în jos. Poate o fi imatur, dar nu a comunicat, pentru că a fost foarte precaut. Pentru că nu știa unde să investească. Da? Clarificăm doi de monede invers doi de in Asta o să s-ar iau -te. cavalerul de cupe. Da, cineva probabil că îi plăcea să cucerească inimi. Da. Și se mai ducea cu prietenii. Da. Și atunci ajung la cineva. Acum. Cavalerul de cupe poate să fie și cineva care vine să vă vindece. Că tot apare nouă și regele de cupe, apar două personaje într-un fel sau altul, da? Și am văzut și unii une și am văzut și doi de cupe. Într-un fel sau altul cineva, pentru varianta superioară a acestui cavaler de cupe nu e musă, e un romantic cu, cu, ceritor. Varianta superioară este cineva care vine dintr-un mediu, să zic, oarecum prietene sau din mediul, nu știu, prin un mediu, într-un cerc de prieteni pe care poate a trebuit să-l faceți mai nou, să alege, să, să, să vă selectați prietenii, cum am zis mai devreme, dacă vă selectați prietenii printre acei noi prieteni, poate să apară un personaj care vă vindecă, pentru că regele de cupe este un soi de consilier. Bine, nu e ca regele de cupe, că și el este consilier, acesta este autorizat, eventual și cu doctorat, glumesc, dar e un personaj care vă alină prin felul său de a fi și vă arată că oamenii încă sunt buni, încă pot fi sensibili, încă pot fi romantici, da? Ultimul romantic eventual pentru noi da. Mai. Pentru unii dintre voi chiar vă întâlniți pe că iar apare împăratul, regina de cupe. Unii dintre voi chiar vă întâlniți pe regele de foc, la și împărăteasa. Dar sunt niște blocaje de trecut, niște lupte de dat în acest sens. Iar apare regele de foc. Da? Regele, regina de foc. Și are regina, regina, de cupe și regele de cupe aici la final. Dar... Posibil. O regina de cupe are tendința uneori să controleze prea mult lucrurile, ori are pe cineva care o controlează, da? Și regele de foc, cine o fie, că poate să fie, v-am zis, și semn de apă foarte pasional, are în spate o mamă. O mamă. Aici este. Da. Sunt niște probleme, da? Zic, nouă de băte. Sunt niște lupte. Nu e ușor să ajungi așa. Nu înseamnă că totul o să fie... O să meargă așa strună. Ia uite. Iar s opri oprit la doi de cupe. Asta e. Depinde de voi. Iau un final. Un final. O, ce frumos! Finalul Regina de Cupe. Regina de Cupe. Și șase de cupe. Vă întâlniți cu un prieten. Nu o fi al semn de apă. Pentru unii. Șase de cupe. Ia uite. După ce vă vindecați, sper că vă vindecați mai repede noi. Da? De un semn de pământ sau de niște chestiuni care țin de jobul vostru, peste da, peste hotare, niște chestiuni legale. Uh -huh. Vă întâlniți cu perechea voastră. Unii dintre voi, doamne ajută să se întâmple acest miracol. Dar, repet. Fiți în această energie vibrantă, nu doar emoțional, că nu avem nevoie doar de emoții, nici doar de mental, avem nevoie de foarte multe, nu de toate. Magicianul are toate cele patru elemente și al cincilea eteru. Uh, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituale și vă pup mai bine. Ciao, ciao.